ce an începe povestea cu Afiro? Deci povestea cu Afiro începe în anul 2015, an în care Primăria Comunei Semen s-a hotărât să facă un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea 6,5 km de drum comunal. Am făcut acel studiu de fezabilitate, l-am depus la AFIR. Câți bani vă trebuiau? Deci, deci proiectul este făcut pe 1 milion de euro. S-a obținut de la AFIR în jur de 973.000 de euro. Da. Diferența ar fi de bani care ar veni din fondurile OAT-urilor, da, din fonduri proprii. Am hotărât atunci, la data respectivă, un anumit număr de străzi, străzi care chiar necesitau intervenție și reabilitare. Câte? Sunt în număr de 10 străzi. 10 străzi. Sunt 6 străzi la Dunărea, 2 la Seimeni și 4, 6, 12 străzi. 2 la Seimeni și 4 la Seimeni mici. În total sunt 6,5 km de drum comunal reabilitat, care ar trebui să reabiliteze. Deci asta înseamnă că nu au asfalt deloc? Sau trebuie să... Suntem la stadiu de pietruire. Nu, nu avem. În comună chiar nu avem. Singurele străzi asfaltate sunt străzile principale. Intrarea în Seimeni aici, care a fost odată drum județean, și în Seimeni mici, tot așa intrare, deci 60. Iar în Dunăre e drumul județean 223. Astea sunt singurele străzi asfaltate. Care erau pașii care trebuiau parcurși, birocratic vorbind? S-a depus proiectul. În primă fază, proiectul a fost declarat eligibil fără finanțare. L-am redepus din nou în 2017. Am obținut finanțare la el. Am semnat contractul de finanțare. Urma să îl implementăm. Marea problemă este că 2017, suntem în 2019 și încă nu am reușit să implementăm proiectul. Ce înseamnă asta? Adică ați obținut finanțare, înseamnă că... Am semnat contractul de finanțare. Am semnat contractul de finanțare. Asta nu înseamnă că banii au și intrat în cont. Am primit în conturile primăriei o sumă de 2.400.000, aproape jumătate din valoarea proiectului. Stăm cu bani în primărie, dar proiectul încă nu s-a implementat. Cealaltă jumătate când ar trebui să vină? În mod normal. În mod normal ar trebui să ne intre în raport cu fazele de lucrare. Adică... Pe măsură ce lucrați să vină? Pe măsură ce avansăm cu lucrarea, ne veneau și bani. Ne-ar trebui să vină și bani, dar datorită faptului că încă nu s-a implementat, stăm și cu ăștia, stăm blocați în primărie, primăria stă blocați cu o sumă de 2.400.000 de lei, sunt sume de bani care sunt foarte mari pentru o comună cum e Comuna Seimeni. Ca să înțeleg. N-am primit nici fonduri de la Ministerul de Finanțe. Ca să înțeleg. Jumătate din bani veniseră în conturi. Ați început să lucrați? Nu. Nu, pentru că sunt niște faze de lucrări. Adică a trebuit să contractăm proiectarea. Am făcut contractul pe proiectare, a durat 3 luni de zile până s-a hotărât cine a câștigat proiectarea SF-ului, proiectului tehnic. Am trimis proiectul la verificare, în primă fază ni l-au avizat că e ok, după aceea ne-au respins proiectul că ar fi. Nu ar fi. E sigur, e o porțiune de stradă, DC60, drumul comunal 60, care de la kilometru 0 până la 1300 nu era prins în SF, în studiu de fezabilitate, și automat nu a fost prins nici în proiect. Am refăcut proiectul, acum l-au transmis la București, stă la București, sigur am fost la București acum o săptămână. Am fost să vedem în ce stadiu este proiectul și acolo e aprobat, dar nu e ridicat încă de cei de la AFIR. Constanța. Ce îi împiedică? I-ați întrebat? Să-l ridice. Lipsa de personal. Ne-am oferit să mergem noi să ridicăm, dar au zis că nu e legal să ridicăm, că e împotriva procedurii. Vorbim de un dosar, așa, fizic vorbim? Da, un proiect, da, un proiect în fizic. Da. Care trebuie dus ducolo-colo. A dus de la București la Constanța. Am fost, ieri chiar am fost la AFIR,
la domnul director Herda și ne-a promis că astăzi, cel târziu mâine, ar trebui să, adică, trimite pe cineva să ridice, că nu e numai dosarul Seimenului, acolo sunt, am înțeles eu, de la inginerul care a verificat dosarele, sunt vreo 15 dosare de la AFIR Constanța. Datorită volumului mare de lucrări, cred, eu așa sper să fie, datorită volumului mare de lucrări, să nu poată să nu poată să verifice la Constanța și au trimis și la București. Dumneavoastră ați mai avut obiective în comună, și, dar din alte surse. S-a întâmplat la fel sau cu alte instituții sau numai cu AFIR-ul? De exemplu, avem prin Ministerul Dezvoltării o reabilitare școală. Se construiește o sală de clasă, pentru că acum, datorită nevoilor, s-a introdus și grupa 0, care avem nevoie de 5 săli de clasă, școala nu are decât 4 săli de clasă, suntem în faza de construcție. De exemplu, la Ministerul Dezvoltării nu s-a... Am depus documentația, am depus factura, nu știu, în 10 zile ne-au venit banii. A mers mult mai repede, dar aici problema e constructorul fiind neserios. E o mare problemă cu constructorul. Altă belea. Revenim la AFIR. E prima dată când încercați să lucrați cu... E prima dată când lucrăm cu AFIR-ul. Și ați început prost. Vă spun sincer, sunt foarte dezamăgit. Ați mai vorbit cu alți primari din județ care au lucrat cu AFIR? Da, am mai vorbit și cu alți primari. Experiența lor care? Experiența lor cam aceeași este. Datorită numărului redus de funcționari de la CNFIR 2, dacă nu mă înșel, Constanța, Sud, parcă e așa ceva. Datorită faptului că sunt foarte puțini funcționari, normal în 10 zile ar fi trebuit să ne dea ok-ul la orice adresă trimise câte deci. Dar durează de la 90 de zile în sus. Adică am depus proiectul tehnic pentru verificare, ar fi trebuit în 10 zile să fie gata și nu vă spun că a durat 4 luni sau 5 luni până ne-a dat ok-ul. Și după ce ne-a dat ok-ul, după ce ne-au dat ok-ul că e în regulă proiectul, la 3 luni de zile zice nu e în regulă, că l-am reverificat și ar mai trebui să aveți o porțiune de drum care nu este proiectat. Un mandat de primar durează 4 ani. În stilul ăsta, cu pauze lungi, între etape, câte obiective poți să realizezi într-o localitate? E foarte greu. În 4 ani de zile, vă spun sincer, dacă nu ai finalizate la începutul mandatului, dacă nu ai proiectele, cel puțin SF-urile finalizate, să poți să le depui pe o sesiune sau pe altă, depinde ce sesiuni se deschid, depinde pe ce sesiuni poți să le depui, e foarte greu să implementezi un proiect. Vă spun sincer, e foarte greu să implementezi un proiect. Înțeleg că tare sunteți ghinionești cu AFIR-ul ăsta, bateți pasul pe loc. Da, sunt probleme datorită birocrației, nu știu, cred că și sunt rău intenționați. Ne chinuim de 2 ani de zile să implementăm un proiect pentru asfaltare la 6,4 km și chiar nu știu ce să vă spun. Ce v-au zis? Găsesc tot felul de tertipuri. De câte ori mergem acolo, mai trebuie o hârtie. Ne-au trimis pe la ANAP, pe la București, să aducem de acolo că avem voie să actualizăm prețurile cu ordonanța 114 la materiale, la piatră, la beton, la toate materialele care sunt necesare pentru implementarea acestui proiect. Și când am dus hârtia, că nu e bună asta, că mai trebuie o hârtie și tot așa, nu știu ce să vă spun.